SMS și WhatsApp 0748887666. Atât despre vreme și trafic. Deocamdată drum bun cu Radio România Actualități. Ați ajuns bine la radio voi, nu? Da. Și da. Tu și băieții. Da, da, da. Ne-am prins vântul frumos. M-a ajuns repede. Bine ați revenit în clubul prietenilor de la... Din Chitila. Mă doare inima. Deci se circulă bine, asta e informație foarte bună. Că e aglomerat în trafic. Mă doare inima, spuneam, aceasta este piesa cu Ada pe care o auzim chiar acum la Radio România Actualități. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Ochelari și o geacă. Te-ai ridicat, ești în mișcare, ești fresh. Asta e jocul, dragoste, ăsta e vibe. Te vârți în horă, n-o pincuță sau Nike. Când n-ai cum să stai cu două-n bar. Când te lovește săgeata lui Cupita. Și și iarăși te tem. Că legea atracției nu mai funcționează. Între inimile ce au eroare de sistem. Se caută intens doctor de suflet vânt. Să le vindece de dramă, să le scape de blestem. Și Ada. Nu? A zis bine. Ada balada. Mă doare inima. Lambada, balada. Sinuzada. Ai sinusită, nu? Da, și o tită la pachet. Cum ai reușit? Nu știu, cred că de la veșnicul curent românesc, am că numai curent. Românii ai au curent. O problemă, da, ce, m-a tras curentul. Dar așa se spune, că doar românii au curent, dar eu nu cred asta. Eu cred că există curent. Corect. Așa, adică și aerul ăla tot un curent e, nu? Și vântul care bate, ai mers cu niște curent de aer. Ai mers cu geamul deschis sau ai cântat într-un loc? Am cântat unde a bătut vântul, concert, da, la concert. Și puteți vedea? Nu, noi vedem, dar sincer arăți bine, nu se vede că mulțumesc. Da, păi
Na, nu e ceva foarte grav, dar e ok. Oricum, otita, sinuzita, nu te-au împiedicat să cânti și să ne încânti cu vocea ta. Da, și vreau mi-a să plăcut vă zic piesa. Că, da. Vreau să vă zic că sâmbătă împlinesc, mă rog, sărbătoresc, de fapt, 10 ani de la prima mea piesă. Wow. Și o să fie un concert foarte mare la Birăria H. Păi, a, da, la mulți ani. Și vă nu? Așteptăm... Voi îți mă ajutați vă așteptam. La mulți ani pentru voi. Doi, mulțumesc, trei, Doamne, ajută. Și Ionuț cântă mai bine decât mine. Da, nu, singura nu-mi cânt acum, nu? Nu cântăm noi. Mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ba-ra-ba-ba. Ai nevoie. Și piesele să crească și piesele YouTube-ul să sporească. Subscriberii să se înmulțească. Se vede că Ada are talent la versuri, nu de alta, dar și să mă corectez dacă greșesc. Scuze că o să tușesc într-una, scuze. Asta e. Nu-i problemă. Tu scrii toate versurile. 99% da. Te-a durut rău inima atunci când ai scris piesa pe care am auzit-o ceva mai devreme? Mă doare inima? Nu m-a durut inima, chiar a fost un vibe foarte mișto la Balada Records, la studioul nostru. La piesa asta am participat mai mulți. George este producătorul piesei. Îl salutăm pe George. Și Ioana a lucrat la piesă. Da. Da. Și gașca de la studio. Au mai fost songwriter implicați, n-am scris doar eu la piesa asta. Adică la una dintre stări. Ai ajuns deja în al treilea sezon, nu? Da, mă rog, Mă doare inima a fost de fapt după stările de sezonul 3, dar cumva a fost din calupul respectiv, da. Și mergi mai departe cu stările astea, nu te oprești? Mă gândesc să vin cu ceva nou la anul, sincer. Deja au fost 3 sezoane și, nu știu, parcă aș vrea să inventez ceva nou, să mai îmi vină așa o idee. Ai simțit? Alte stări sau altceva? Am o grămadă, cred că sunt tripolară, nu bipolară și cred că dacă aș scrie despre tot ce simt, aș face cred că 20 de sezoane de storiile Andrei, dar aș vrea să vin cu un concept nou și nu mă forțez să-l dau așa forțat, gen. Vreau să mă gândesc bine și să sune bine când o să se lanseze un nou proiect. Eu aș vrea să le spun prietenilor noștri de pe Facebook că transmitem live acest interviu. Suntem și pe internet, pe site-ul nostru www.romaniaactualitez.ro. Bine, și Facebook este tot pe net. Dacă aveți întrebări pentru Ada, nu ezitați, ni le puteți trimite fie sub formă de SMS, fie sub forma unei postări pe Facebook. Eu te-aș întreba, Ada, așa că atunci când te întâlnești când te reîntâlnești cu un prieten vechi, ce mai faci, măi, Ada? Foarte, nici nu știu de unde să încep, sincer. Sunt mămică, sunt artist, sunt și business, sunt de toate. Care te definește cel mai mult? Care este starea care te definește starea pe tine acum? Haos, nu știu, sunt foarte multe proiecte începute, foarte multe responsabilități, dar încerc să fac față cu brio la tot ce mi iese în cale. Și dacă ți se încale un ascultător, un prieten de la 10 care ne spune prin SMS acum, m-am îndrăgostit de vocea ta. Mulțumesc, mă bucur că te-ai îndrăgostit de vocea mea. Vină la Birăria H să ascult tot concertul. Am gândit ca un manager acum. Au fost 10 ani, da. Probabil că n-au fost foarte, foarte ușor. Au fost interesanți. Au fost interesanți. Ce a fost cel mai greu în toată această perioadă? Au fost foarte multe momente în care simțeam că cedez și venea cumva să mă întorc acasă în Mureș, pentru că acolo aveam tot confortul și aici până să reușesc să fac ceva notabil în muzică. A mea a fost foarte greu, dar am zis că e ceva normal, am stat cu capul sus și am trăit tot ce mi s-a dat. Dacă ai dat timpul înapoi, e imposibil, dar putem să ne imaginăm ce îi spune Adei cea din urmă cu 10 ani? Să nu-și piardă niciodată entuziasmul. Pentru că asta e cel mai important. Asta e motorul, da. Dacă îți pierzi entuziasmul, nu mai poți să mergi mai departe și să îți dorești mai mult, să atingi mai mult. Și dacă Ada ar fi acum la început de drum? Ar merge înainte. Pentru că și-ar dori să facă asta.
Ar fi cel mai mult. Ar fi mai norocoasă, ar avea mai multe de câștigat acum? Dacă aș fi acum, avut la 16 ani mintea pe care o am acum, cu siguranță aș fi ajuns mult mai repede aici, dar pe de altă parte nu aș fi învățat nimic, pentru că greul m-a făcut să învăț și să ajung mental unde sunt acum. Și dacă tot ne jucăm cu timpul înainte înapoi, dacă dăm puțin timp înapoi, acum vreo 2 ani și jumătate, dacă am înțeles eu bine. Da. M-am căsătorit. De acolo, de undeva, ai izvorât ceva. Da. Ai izvorât o melodie, nu? Da, mamă soacră. Bună. Un subiect atipic, dar multă lumea a avut reacția asta. Mamă soacră, mamă, dar ce zici acolo în piesă? Zici ceva de rău? Zici de bine, de bine. Ai soacră bună? Te ascultă, da. Ne ascultă? Deci ne ascultă, da? Cred că da. Este nu știu, foarte nu bună. Nu știu, cred că ne ascultă. Da, e foarte bună. Da, cu siguranță cred că ascultă acum, da. Ne înțelegem foarte bine. Piesa este pozitivă, de dragoste, îndeamnă la iubire, la acceptare, la armonie. Nu e nimic negativ acolo. Este o nu piesă... este despre relații de putere, despre... Bine, pe de altă parte, cumva, pe ultima parte a piesei se intensifică tonul meu și îmi și apăr dragostea acum. Adică, cumva o avertizez. Cumva e o avertizare. Că asta e ce am ales noi să facem și vrem să fim toată viața fericiți și o să luptăm pentru asta. Dar tot într-un ton pozitiv. Îmi vine să te întreb dacă această piesă a fost inspirată de viața ta, să mă abțin sau să te întreb, Ada? Este normal să mă inspir din viața mea. Toate piesele sunt inspirate din viața mea, mai puțin nu plângea, na? Subliniez că n-am fost în situația aia niciodată. Și e normal să mă inspire trăirile mele și întâmplările din viața mea, dar nu s-a întâmplat nimic grav în viața mea ca să scriu piesa asta. Pur și simplu m-am gândit, mi-am imaginat niște lucruri și am scris piesa. Și cum ar trebui să vorbească cineva cu viitoarea soacră, astfel încât toate lucrurile să iasă bine? Cred că trebuie să fim naturali și să fim deschiși toți, cu toții, gen, și să ne acceptăm așa cum suntem, să fim reali și adevărați. Și dacă nu ies bine, atunci ce facem? Aici e o problemă, știi? Măcar suntem sincer, nu știu. Ne lovim de rezistență, de multe. Oricum, eu cred că relațiile mamă-soacră sau ginere-soacră sau orice relație, de orice fel, se sudează în timp și trebuie să treci peste niște lucruri, să faci niște compromisuri mici. Ai făcut compromisuri vreodată în relația cu soacra ta? Ai lăsat de la tine? Da, normal. Și ea a lăsat de la ea și eu am lăsat de la mine. Normal, până la urmă. Da, că suntem amândouă aceeași zodie. Suntem pește aici. Și semănăm foarte tare. Adică și Cătă îmi spune de multe ori că semăn cu ea. Suntem foarte directe, spunem mereu ce avem de zis. Și ne aprindem și repede uneori, dar uite, ne stingem la fel de repede. Povestește-ne, Ada, o întâmplare... Nu știu, cu soacra ta. Nu știu, poate să fie orice tip de întâmplare. O întâmplare emoționantă, o întâmplare amuzantă. O amintire. Acum îmi vine, da. Fondul deja e asigurat. Ai zis de soacra mea că ascultă Radio România. Chiar s-a întâmplat odată când difuzați Țară Căpota cu câțiva ani. Da. Eu am venit de la un concert de la Oradea și m-am pus în pat să dorm, că eram trează de vreo 40 de ore și eram, nu mai puteam. Și știa că dorm și la un dat a venit în cameră, m-a trezit, era foarte fericită că e piesa pe radio și m-a chemat în bucătărie să o ascult. Și m-a ridicat din pat, am stat la masă, am ascultat piesa și m-am întors ca să nu se supere. Ea era foarte fericită că e pe radio piesa. I-ai spus ceva? Nu i-am spus nimic atunci, că era foarte bine intenționată, ce n-avea sens. Și cum sună piesa pe care Ada a scris-o? Nu e special pentru mama ta soacră, nu? Nu, este pentru toate, toate soacrele în general. O ascultăm acum și la Radio România Actualități. Live. Eu am
20 de ani și un suflet plin cu vise. Vreau să stau la brațul lui, toată viața știu că țise. Pare că ți l-am furat și l-am amețit de cap. Ne-știi cât ne-am așteptat, atâția ani ne-am căutat. Și e bine, avem stelele pe cer, muzica și dansul și iubirea noastră e cea mai frumoasă. Mama, mama, soacră, anii mei n-o să se întoarcă. Mai știi când ai fost ca mine și luptai pentru iubire? Mama, mama, soacră, anii mei n-o să se întoarcă. Anii mei și tinerețea, zâmbetul și frumusețea. Nu mai pot, îl iubesc și doar în vise. Am crezut că o să zbor cu aripile deschise. Poate crezi că e nedrept să mă țină strâns la piept, dar și pe-ai mei poate că-i doare. Fata lor s-a făcut mare. Mama, mama, soacră, anii mei n-o să se întoarcă. Mai știi când ai fost ca mine și luptai pentru iubire? Mama, mama, soacră, anii mei n-o să se întoarcă. Anii mei și tinerețea, o să treacă anii cum trece o clipă. Vreau să știu că-s fericită așa cum visam de mic. Vreau să lupt pentru iubire, știu că o merit pe toată. Nu am niciun regret, îmi ascult inima. Pașii ei și pașii lui pe același drum se îndreaptă. Era mereu în visul lui o fată în rochie albă. Mama, mama, soacră, anii mei n-o să se întoarcă. Mai știi când ai fost ca mine și luptai pentru iubire? Mama, mama, soacră, anii mei n-o să se întoarcă. Anii mei și tinerețea, zâmbetul și frumusețea. Super piesă, mamă, soacră. Mulțumesc. Ada, live în clubul prietenilor. Trebuie să recunosc că am plâns când am scris piesa asta. Da, chiar am plâns când am scris piesa asta. M-am gândit așa la cum trece viața și cum trebuie să fim buni unii cu ceilalți, să nu ne certăm, să nu existe probleme, să existe doar armonie și frumusețe. Același sentiment a fost și de partea cealaltă? Din partea mamei soacre? Da, mă gândesc, știi că nu-i frumos să o faci pe mama soacră să plângă. Bine, e cu totul altă situație. A plâns, situație, da. Mă rog, sigur a lăcrimat de emoție când a văzut piesa. Eu i-am cântat-o la... când a văzut clipul, scuze. I-am cântat-o la pian imediat după ce am compus-o. Ea e ca și mine, noi ne arătăm emoțiile foarte rar și foarte greu. Adică, eu, de exemplu, mă abțin de multe ori și când sunt singură pot să mă exprim așa cum simt, fără bariere. Și la fel este și ea. Adică dacă i-ar veni să plângă când mă aude cântând piesa asta, cu siguranță ar face-o după ce nu mai sunt eu lângă ea. Cât de adevărate sunt versurile, îmi scrie cineva pe Facebook. Felicitări Adei, am cântat împreună cu ea la mulți ani. O voce extraordinară, sunt câteva Mulțumesc. Dintre mesajele Mulțumesc pe frumos. Care noi le-am primit acum pe pagina de Facebook. Da. Nu, sinusita nu se aude la radio și nu? Nici o tita. Yeah, super, super, super. E bine. Ada, da. Se apropie ușor, ușor și sfârșitul acestui an. Mai avem, nu foarte mult, până la final. Da. A terminat, s-a sfârșit vara, a venit toamna, în curând va veni și iarna. Cum a fost această perioadă pentru tine? A fost un an plin, din toate punctele de vedere. Cum ziceam și înainte, că în fiecare zi mă împart între... Bebe, carieră... Ce face Bebe? Deși nu mai Bebe e Bebe, nu? Are 2 ani, a făcut 2 ani luni. Da.
E un șmecher. Să străiască, să vă bucurați de el. Mulțumim, Doamne ajută. Îl cheamă Alex și el nu știe să spună că îl cheamă Alex. Și spune că îl cheamă Adi sau Andy. Mortal. Și nu, mă, mamă, te cheamă Alex. Andy! Adi! Dar țipă așa nervos că îl cheamă Adi sau Andy. Bine, te cheamă Andy. Și câți ani ai? 2. Mami, ai 2 ani. 2. Bine, ai 2 ani atunci. Așa-mi place să zică. Dar e mortal, e un șmecher. Stă cu Socrata? Da. Ea este bona oficială, cum ar veni, al copilului. 0748887766. Asta în cazul în care aveți întrebări pentru Ada. Văzusem ceva mai devreme, un mesaj care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la mamă, dar și de la soacră. Să am răbdare, pentru că eu mă entuziasmez foarte tare de multe ori și vreau să fac totul acum și repede și așa. Și atât mama mea cât și mama soacră spun mereu să am răbdare, să am credere în mine și să sper. Ba chiar mama soacră m-a inspirat să scriu un vers într-o piesă. Mi-a zis într-o zi că noi suntem făcuți din emoție și speranță și chiar am folosit expresia asta pe stările de sezonul 3. Dar tu, ca viitoare mamă soacră, cum te vezi de acum? Ce bine că mai am mult timp până să fiu soacră. Păi, băiatul meu deja are gagică, mă rog, prima gagică. Eram la un concert în Râșnov și primesc poze pe WhatsApp cu Alex, care e pupă pe gură o fetiță la o petrecere. Zic, super, deja are gagică. Deci am fost 1% soacră. Din începutul. Să fiu, da. Cum ai reacționat? Ce mama, ce tata, de unde e fetița? Am râs inițial. Corect. Și, nu știu, mi s-a părut foarte dulce și drăguț. Nu pot să zic că am avut alte La vârsta asta așa este, Ada. Mai încolo. Când... cum o să reacționez când copilul Alex va avea 20 de ani. Da. Cineva pe Facebook ne scrie și eu rezonez. Fănica Izdra, emoționant, am plâns și eu la piesă. Deci până la urmă emoția se transmite și cred că acesta este cel mai bun lucru pe care îl poate face un Următoarea artist. Următoarea piesă pe care o să o lansez este și mai emoționantă. Deja am scris, urmează să filmăm și videoclip. Spune-ne ceva despre ea, dacă nu-ți cerem foarte mult. Despre piesă. Despre următoarea, nu? Da. M-am gândit la mine când am scris-o. La mine în sensul că la cât alerg eu și pentru ce alerg și de ce alerg. Și... Mă, nu pot să zic, o să vorbesc... Pregătim batistele pentru o Da, o multe, notă. Multe. Da. Nu știu dacă o să fie genul ăla de piesă hit sau... Până la urmă nu contează, nu contează. Că nu cred că ăsta este scopul Dacă tău. Ajunge la suflet, și la două suflete, dacă ajunge, eu zic că mi-am făcut treaba. Ada Balada, astăzi în Clubul Prietenilor de la 10. Mulțumim, băieți, pentru felul în care Aplauze ați cântat. Pentru George, pentru Sebi, pentru Ioan. Și vă așteptăm la berăria H sâmbătă. Sâmbătă, o bucurie să fiți alături de noi. Vă mulțumim, mult succes. Și noi vă mulțumim. Sănătate, mult. Ada. Și Doamne te așteptăm ajută. Cu drag de fiecare dată. Păi vine aici. În noiembrie. Uite, te așteptăm cu noua piesă. Da. Te așteptăm. Numai bine vă dorim. Mulțumim mult.